Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați de proști care au stat departe și care au ridicat glasul zicând, Iisus, Învățătorule, miluiește-ne! Și văzându-i, el a zis, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe cui se duceau s-au curățit, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu, și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus mulțumindu-i. Iar acela era samarian și răspunzând, Iisus a zis, oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt, nu s-au găsit. Să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, de când mai acesta care este de al neam, și a zis, ridică-te și du-te, credin.